Noroi, mocirlă și apă cât cuprinde. Așa arată străzile Prunaru, Ancorei și intrarea Izvor din municipiu, unde locuitorii din zonă trăiesc un real coșmar. Ori de câte ori când plouă, oamenii sunt nevoiți să meargă prin noroi și să ocolească bălțile imense. Lucrările efectuate la extinderea rețelei de gaze și la cele de apă și canal nu fac altceva decât să le îngreuneze cei câțiva metri ce iau de parcurs de la poartă până în șoseaua principală. Pe intrarea Izvor, situația stării străzii devine chiar periculoasă pentru persoanele în vârstă. Din cauza noroiului prea mare, oamenii spun că nici nu se pot deplasa pentru că este posibil să alunece. Suntem bătrâni și nu putem să mai ieșim, să mergem pe iapul noroi ăsta. Alunecăm, împăcem, că nu putem, că altceva, nici cu cinci nu putem noi să mai ne încălțăm astea bătrânii, că nu ne mai putem să ne descălțăm la ori. Și așa că ne chinuim pe aici așa. Așa se întâmplă de fiecare dată când plouă, nu? Da, mereu este așa. Era aici lăcarea, dar acum s-a amestecat cu pământ. Dar a venit cineva din partea primăriei să vă spună, domne, asfaltăm, să ia vreo măsură? Ce am auzit așa la televizor, la asta, dar n-am văzut pe nimeni să ne întrebe până acum. De câți ani este această stradă în această situație? Păi cam de când am venit noi aici, să ne-am mutat cu colectivul odată. Cum ați trecut prin noroiul acesta? Am trecut așa cu cizme, ne-am încălzat cu cizme, ne-am... Așa am trecut. A fost vreodată asfaltată? N-a fost niciodată asfaltată. De cât timp v-au spus că o să asfalteze? Păi ne-a spus că o asfaltează de un an de zile. A spus că o asfaltează, dar n-a asfaltat nimic. Dar problema e că, uite, nu se face ce trebuie să se facă. A pus amărâtul ăsta de nisip ce a pus aici și ăsta l-a luat ploaia pe tot și e mai rău ca și înainte. Așa că asta este. Aceeași problemă o găsim și pe strada Prunaru din cartierul Ramadan. Aici oamenii spun că s-au săturat de promisiuni și de faptul că de fiecare dată sunt nevoiți să-și scoată apa din curs și să se încalțe cu cizme de cauciuc. Ne propunem fiecare an că face, mai decopertează, mai nu știu ce să vă spun. Ridică mereu, a dus iar material în sus, ne intră apa în curte. WC-ul s-a ridicat și asta, care nu e legat cu oamenii. Uitați, a pus 20 de centimetri de pietrici de ăsta, cum a plouat, s-a făcut numai de nevilă, numai... În fiecare an ne minte, în fiecare an, gata, la anul vă facem, vă dregem, dragi, de vreo 10 ani de zile numai așa. Propune că se asfaltează, că se aranjează strada, nimic. Decât suntem buni să mergem la vot, să spunem da și atât. Când plouă, cum ieșiți după asta? Aici? Păi vă rog frumos să veniți să vedeți cu cizmele este și copiii la școală și tot. Păi rost, nu se mai poate ieși. Apa din gard în gard. Da. De câți ani aveți această problemă? Păi cred că e de vreo 10 ani de zile. Mai bine. Ne mintem fiecare an, vă facem, vă dregem, da, uitați. Numai așa este. Vine, trage cu tractorul ăla odată cu lama în dreapta așa un pic și cum o ploua a doua zi, pac, se face la loc. Situația se repetă și pe strada Ancorei. Aici noroiul, mocirla, dar și bălțile imense sunt nelipsite din imaginea străzii și parcă predestinate pentru numele acesteia. Calvarul giurgiuvenilor care locuiesc în astfel de condiții ar fi trebuit să se sfârșească odată cu introducerea utilităților. Însă, cum se întâmplă de fiecare dată, mai trebuie să mai treacă ani buni ca să se realizeze ceva și să se vadă o schimbare.